Piesă tare, pozitivă și ritmată. Îl aștept pe Victor lângă mine. Haide, haide, Victor, mă bucur să te revăd. Hai să te îmbrățișez întâi. Așa. Hai să ne așezăm. Felicitări pentru lansarea piesei noi. Mersi mult. Uite că n-a trecut mult timp de la Eurovision. Da. Chiar așa de repede. Da. Și deja e vară. Și ai lansat piesă nouă. Da. Victor, știu că eu fac tot timpul o idee că cei care au participat la Selecția Națională Eurovision nu mai vor să mai vorbească despre asta, dar eu vreau să mai vorbim un pic. Care sunt așa ecourile Selecției Naționale Eurovision la care ai participat? Deci... am făcut o practică foarte bună, asta a fost pentru mine cel mai important și mi-am regăsit așa un stil oricare, pentru că până la Eurovision, adică pentru mine era așa mai mult ceva rock, ceva așa mai... greu, mai... Nu, serios. Mai trist. Mai trist. Undeva, chiar. Dar zice, Eurovisionul a făcut altceva. M-am găsit într-un stil așa mai... luminos, poate. Da, e foarte luminos. N-aș fi zis că te duceai mai mult în zona pieselor mai triste, așa. Pentru că și piesa asta și piesa de la Eurovision sunt foarte pozitive, foarte vesele. Asta și este. Spune-ne despre piesa aceasta nouă, You Made My Day. Da. Așa. Deci este o piesă care am dedicat-o soției mele. Mă gândeam, eram sigură. Pentru că doar ea îmi face fiecare zi așa mai luminoasă și chiar și dacă este iarnă, pentru mine e o zi de primăvară și vară tot timpul. Ce frumos! Deci e o declarație de dragoste pentru soția ta. Da. Ea ce a zis când a auzit piesa? Ei i-a plăcut. Ea a văzut totul de la început și până la capăt. Uh-huh. Adică tot procesul. A fost martoră la fiecare pas. Da. Dar nu știa că e despre ea. Ai scris tu versurile și muzica? Muzica, da, versurile tot, dar iarăși împreună cu prietenul meu, cu care am lucrat și la piesă pentru Eurovision. Adică el s-a ocupat mai mult cu redactarea în engleză a mea, a noastră. A textului. Da. El deja s-a implicat atunci când... trebuie tot să fie șlefuit, așa. Deci, oricum, ideea ți-aparține. Da. Și, în mare parte, schița. Da. Am înțeles. Dar a fost ceva ce tu chiar ți-ai dorit? Ai zis, fac o piesă pe care să o dedic soției mele? A fost de la început așa un scop? Sau? Să vă spun cinstit, era o leacă altfel. Adică, chiar melodia muzicală, anume, era făcută chiar până la piesa pentru Eurovision. Și era înregistrat pe telefon, la dictofon. Și la un moment am dat de ea și păi ne-a venit deodată așa o muză, o idee și într-o lună undeva era piesa gata, deja. Victor, tu ai studioul tău unde înregistrezi? Sau... E așa mai mult improvizat. Dar ai un spațiu al tău unde lucrezi tu? Da, desigur. Spune-ne și despre bandul tău. Tu ai un band. Da, un cover band este. Un cover band. Cover band, da. Uh-huh. Deci e un cover band ca toate bandurile. Dar de ce un cover band? De ce nu o trupă cu repertoriu propriu? Sunt puține piese încă. Trebuie mai multe. Mă gândim la aceasta și dacă va apărea ceva mai mult, că noi deci cântăm și piesele mele. Deci și Let's Dance și această piesă, mă gândesc cum vom face-o ca să o cântăm și la evenimente, de ce nu? Absolut. După lansarea acestei piese, You Made My Day, mai urmează și alte piese noi? Mai ai acolo puse pe Da, dar planific așa prin toamnă, mă gândesc eu, încă o piesă nouă. Pentru că pe final vreau să mă întorc la Eurovision, spune-mi dacă vrei să te mai înscrii și anul viitor. De ce planific pentru toamnă piesa? Deci gata, tu ai prins gustul. Da. De pașaparfene la Eurovision ți-a plăcut? Desigur. Cum să nu ținem pumne pentru băieții noștri? Victor, îmi pare bine că te-am revăzut și cu noutăți frumoase. De asemenea și mie îmi pare bine că te-am revăzut. Și da, noi ne-am văzut tot la Eurovision, iată ne vedem și în afara Eurovisionului, dar în toamnă cred că tot la Eurovision să ne vedem. Nu, anul viitor. Anul viitor, da. Piesa din toamnă poate.
Poate, cine știe. Numai bine și te mai așteptăm la noi cât mai multe piese noi. Mersi mult. Mersi frumos. Mersi mult. Mai rămâi un pic alături de mine, nu de alta, dar eu cred că noi avem întotdeauna nevoie de motivație și de povești inspiraționale, iar următoarea poveste pe care o cunoaștem din reportajul ce urmează, cred că ne poate motiva și ne poate determina să ne dorim să trăim mult, bine și frumos.